De cele mai multe ori oamenii aleargă mai repede atunci când s-au rătăcit pe cale. Haideți să ne oprim puțin din alergarea noastră, să ne odihnim, să ne refacem, să vedem unde suntem, ca apoi să pornim plin de încredere mai departe. Ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu nu obosește să ne ofere tărie și încurajare. Dumnezeu nu promite să ne dea ceva să luăm în momentele de epuizare, ci El ni se promite pe El însuși.